Deci tainele pământului nu le știm nici jumătate la sută din realitatea adevărului. Și spune că Andrei a stat aici în aceste locuri și nu i-a fost foarte ușor. Lumea era foarte sălbatică, dar a avut un singur avantaj din mâna lui Dumnezeu prin următorul fapt. Poporul acesta trac fiind monoteist, se spune că noi am fi avut treabă cu Zamolsis și cu Deceneu, cu acest preot Dac și cu acest zeu Dac, le-a venit foarte ușor să treacă la creștinism și să înțeleagă creștinismul, bineînțeles că prin minuni, prin semne, dar oamenii s-au adaptat foarte greu. Sfântul Andrei a fost bătut, a fost chinjuit, a fost chinuit și l-a răbdat așa și oamenii când i-au văzut bunătatea și când are un interes ascuns sau de cotropire sau teritorial, încet, încet s-au acomodat. Mai târziu, prin secolul IV, vine un alt părinte mare, cât toți părinții bisericii, celălalt Ioan Casian, marele om de cultură, care a fost, se spune, făcut diacon chiar de Sfântul Ioan Gură de Aur, un mare ilustru, un mare ilustru teolog. El a scris și niște cărți din astea cu părinții ăștia din pustie, se numesc Convorbiri duhovnicești cu părinții din pustie, pe toate temele, și vorba aia în secolul IV, când teologia era teologie, nu acum cu artificii de astea mai noi, cu povești, cu o doamnă a pierdut cățelul sau unul i s-a spart mașina și nu știu ce minunie. Nu, domnule, erau pe imagine filocalică, adică pe adânc de scriptură. Dacă citești cartea aceea, Convorbiri duhovnicești a lui Ioan Casian, îți dai seama. După aceea vine Dionisie Exigu, alt mare om de valoare, plus că la Sinodul 1, la 325, când noi vorbim de libertatea creștinismului, la Sinodul de la Niceea există o mărturie și o întrebare dacă este și Tomitanul în ceata lor, deci episcopul de la Tomis, ca drept dovadă că era o bună organizare a creștinismului în zonă. Andrei mai este numit și apostolul lupilor și unii cred că are o treabă cu lupul, creind tot felul de tradiții populare, că lupii vorbesc, că li se deschide graiul, că spun secrete, că dacă arunci în ei cu ceva și îi rănești sau îi jihnești noaptea de Sfântul Andrei sau tragi cu pușca după ei, o să-ți mănânci animale sau să te rupă pe tine sau poți devii stirigoi, dar ce-o treabă. Andrei este numit apostolul lupilor pentru că steagul de luptă al dacilor era capul de lup. Și el trăind în zona aceasta, i s-a zis apostolul lupilor. Și în cele din urmă, după ce coboară și se duce de la Dobrogea și o ia spre Crimea, coboară înapoi spre Grecia, unde este martirizat și chiar pe 30 noiembrie este bătut în cuie, pe cruce, dar nu ca Domnul Hristos, ci în crucea în formă de X. Sau numită și Crucea Sfântului Andrei. Noi o vedem la patra bucăți din cea originală și vedem una ascultată cum a arătat cea originală, unde a stat Sfântul Andrei răstihnit pe ea. Și ce este interesant, ca să vedeți că acest Andrei n-a fost oricine și oricum, poate eu mi-ai fi spus asta odată, dar o reamintesc că mie mi se pare cea mai plauzibilă mărturie că Sfântul Andrei iubește România. Cum s-or fi găsit ăștia de la căile ferate române? Ca unul din semnele de circulație unde este bariera, să fie crucea Sfântului Andrei. Și toată țara, unde avem căi ferate și tot ce înseamnă cale ferată, deci drum feroviar, toate intersecțiile, toate podurile, toate drumurile, toate ulițele, pe unde trece calea ferată, să ai în stânga și în dreapta căii ferate crucea Sfântului Andrei. Am putea spune că Sfântul Andrei, prin această cruce, a binecuvântat întreg poporul român în plin ateism și comunism, vorba aia. Pentru că, după ce am citit acum ceva nou recent, cel care a pus bazele de redescoperire peșterii Sfântului Ioan Casian, peștera asta lui Dionisie Exigu, peștera lui Sfântul Andrei, a fost un chesare, poate așa dacă am spus corect, al Dunării de Jos, care în 1943, având și Constanța și Galațul în subordine, el s-a dus și a verificat, a curățat acele locuri unde era totul abandonat și lăsat vraiște, a reîncercat să reașeze cât de cât imaginea ceea ce a fost peștera Sfântului Andrei cu altar, cu ce era acolo, și îngrijind acel loc,
punându-i un indicator, curățind locul, punând o icoană, punând o candelă, punând o cruce, făcând oarecând accesibil ochiului liber, că acolo e un semn dumnezeiesc, ca drept dovadă că aș rezistat în mijlocul Bărăganului, acolo la Constanța, un muntișor, unde? În mijloc, acolo sunt munții ăștia micuți de cal, care în Dobrogea nu sunt munți mari, se numesc munți tociți, pentru că calcarul se roade. Munță Babadagului, Munță Măcinului, Munță, mai este pe acolo încă o, mai este o denumire, nu le știu pe toate de la geografie. Și pe târziu, după 1990, un mare părinte de la Siestria, un ilustru om și priceput, părintele Nicodim Dincă, care se trăgea din zona de acolo, era constanțean de origine, cu mâinile goale și cu, cum se spune, cu buzunarele goale, s-a dus acolo la Dobrogea și a spus așa: eu trebuie să pun bazele acestei mănăstiri care este începutul credinței neamului românesc. Și a plecat acolo la Dobrogea, s-a dus la peștera Sfântului Andrei, a mâncat în cort, a dormit în cort, a trăit în cort, oamenii au început să vadă că acolo e un călugăr, au început să audă că se bate o toacă, au început să audă că se bate un clopot și astăzi este frumoasa ctitorie numită Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei. Deci unde e o adevărată biserică, e obște monahală, chilii, tot frumos, merg mii de oameni, toți dobrogenii sunt acolo la sărbătoarea Sfântului Andrei. Iar el, în urma unui incident din ăsta personal, în timp ce lucra la construcția mănăstirii, a suferit o traumă mortală și este chiar primul ctitor al locului care s-a jerfit în locul ăla și a rămas acolo și a ținut candela aprinsă prin prezența lui și azi e dita mai mănăstirea. După aceea, la Ioan Casian, iarăși s-a făcut o mănăstire cu călugării de la Petru Vodă, deci lângă peșteră, undeva frumos, pe un deal, o biserică în stil din ăsta bizantin, de o frumusețe rară, deci superbă, cu obște și constanțenii, cum se spune, înfloresc și repun pe picioare, deci toate edificiile acestea care timp de 1000 de ani au fost șterse în urma năvălirilor barbare și Constanța îmbracă din nou haina de sărbătoare. Mănăstirea de la Histria, mănăstirea de la Adam Clisi, mănăstirea de la, nu le mai țin eu minte pe toate astea mari care sunt mai renumite, de la Poarta Albunii a fost prigoana asupra intelectualilor în timpul comunismului, a dus preoții la canal, la munci, peste tot unde a fost locuri și s-a știut lucruri din astea legate de istoria bisericii, s-a făcut câte o mănăstire. Deci s-a făcut câte un locaș de cult și episcopul de astăzi cred că a inițiat în jur de 25-30 de mănăstiri și schituri care încet, încet înfloresc și se ridică din nimic acolo în Bărăganul acela gol și uitat de istorie, pentru că comunismul a trecut și a arat, a dărâmat, a folosit piatra, deși acolo avem și mărturii romane, avem un monument acolo undeva, cred că dacă nu mă înșel, la Adam Clisi, e un fel de mauzoleu din ăsta roman, chiar în mijlocul câmpului, de unde se crede că atunci când romanii au intrat să invadeze Dacia, se conduceau luptele de pe dealul respectiv, să dirijau armatele între ele, cum trebuie să intervină, să se ciocnească. Deci sunt lucruri minunate. Deci Sfântul Andrei rămâne într-adevăr în conștiința națională, deci personal eu am avut ocazia să fiu călugărit la Sfântul Andrei pe 28 sau pe 29, mi era într-o zi de luni și a zis starețul, azi facem călugăria în 89, chiar atunci aproape de Revoluție, la Siestria. Și a zis, dacă tot nu e aglomerat și nu soamne, hai să o facem azi, că pe urma vin oameni și se aglomerează. Chiar a fost o chestiune foarte frumoasă și discretă la vremea respectivă. Și după aceea, cu timpul, el oricum, Sfântul Andrei în calendar era pus cu crucea neagră, dar prin 1996, actualul patriarh, pentru prima dată a venit cu ceva nou în sărbătoarea praznicului cuvioasei Parascheva, s-a numit Înfrățirea și Prietenia Sfinților și a vorbit acolo la Patras, unde-i originalul cap al Sfântului Andrei, că el mai are o bucățică de falcă pe la Sarai, Sfântul Andrei, în Muntele Athos, mai are pe la Vatopedu, dar craniu mare, capul Sfântului Andrei se află acolo la Patras, așa într-un fel de bisericuță de argint aurită.